A Maros megyei nyugdíjasok zömének nőtt a nyugdíja, Tízezer személynek nem változott, 15 ezer esetében a jelenleginél alacsonyabb összeg jött ki az újra számolás során. Összesen 128 ezer száz vizsgáltak meg a Maros megyei nyugdíjpénztár alkalmazottai a 2023. évi 360-as törvényben foglaltak értelmében. 100 ezer nyugdíjasnak nőtt a javadalmazása, 50 ezeren egy és 500 lej közötti emelésben részesültek. 30 ezeren 500 és 1000 lej közöttibe, 20 ezeren 1000 és 2000 lej közöttibe, 2500-an 2000 és 3000 közöttiben, 150 személynek pedig 3000 lejes nyugdíjemelést ítéltek meg. <coughs> ori din oficiu, ori la cererea pensionarului, se poate corecta această eroare oricând și acum și peste un an de zile, oricând se poate face corecția respectivă. Dar dacă cineva se sizează eroarea respectivă pensionar, se poate adresa casei de pensii fie personal, fie prin e-mail, fie prin fax, fie prin poștă. Poate să trimită o în care să specifice clar unde este uh, eroarea respectivă sau în ce constă eroarea respectivă. Noi trebuie să scoatem toate dosarele în care sunt sesizări, v-am zis, fie la cererea omului, fie din oficiu că le sesizăm noi, scoatem dosarele de pensii și reanalizăm încă o dată și emitem decizia corectă. Nagyon sokan vannak azonban akik elégedetlenek a határozatban szereplő eredménnyel. Az elmúlt két és fél három hétben nagyon sokan kerestik meg kérdéseikkel a nyugdíjpénztárat. Liam explicat că aceste puncte de instabilitate s conform uh, articolului 85 din legea 360 uh, din 2023 în sensul că pe perioada în care au acumulat pensia cu salariu Nu au primit puncte de stabilitate doar pentru perioada care depășește contributiv 25 de ani și până la deschiderea drepturilor de pensie. În rest, lumea a înțeles dacă se explică și avem. Audiențe și le explicăm la oameni, ei înțeleg exact cum s-a calculat pe nou mod de calcul. Practic, s-a păstrat același număr de puncte din decizia veche, deciziile anterioare, s-a păstrat numărul de puncte, dar acum s-a înmulțit direct cu 81 valoarea de referință. Nu s-a mai făcut calculul acela împărțit la stagiu complet de cotizare și mulțit cu 2023 cât a fost valoarea punctului până la 31 uh, august. Deci, practic, nu s-a uh, umblat la uh, calculul numărului de puncte. Acesta s-a preluat de pe decizia anterioară. Maros megyében az újra számolást követően a legnagyobb nyugdíj 14 ezer lei a legkisebb az országos minimumnak megfelelő 1281 lei.